Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine. Astăzi vom vorbi despre. România este o țară bogată în istorie, cultură și tradiții. Cu toate acestea, există multe lucruri neștiute despre această țară minunată. În acest articol vom explora câteva dintre cele mai interesante și surprinzătoare lucruri despre România. România are o populație diversă, cu o populație de aproximativ 19,5 milioane de oameni. România este o țară foarte diversă din punct de vedere etnic. Pe lângă români, există și alte grupuri etnice importante, cum ar fi maghiarii, germanii, romii și ucrainenii. Această diversitate se reflectă în cultura și tradițiile țării. Cea mai mare pădure demolit din Europa se află în România. Parcul Național Ceaflău din România găzduiește cea mai mare pădure demolit din Europa. Acest parc național este situat în Munții Carpați și este una dintre cele mai importante atracții turistice ale țării. România are una dintre cele mai mari populații de urși din Europa. Cu o populație estimată de aproximativ 6.000 de exemplare, România are una dintre cele mai mari populații de urși din Europa. Acești urși trăiesc în sălbăticie în Munții Carpați și sunt o atracție turistică populară. Limba română este una dintre cele mai vechi limbi latine din lume. Limba română este una dintre cele mai vechi limbi latine din lume și este derivată din latină. Aceasta este limba oficială în România și în Republica Moldova și este vorbită de aproximativ 25 de milioane de oameni în întreaga lume. România a fost prima țară din lume care a folosit un sistem de iluminat public cu petrol. În anul 1857, orașul București a devenit prima localitate din lume care a utilizat un sistem de iluminat public cu petrol. Acest sistem a fost proiectat și instalat de inginerul austriac Franz von Scalte și a fost o inovație importantă la acea vreme.